Au apărut imagini groaznice cu accidentul tragic produs pe centura Vrigului, cel în care au murit 3 oameni. Impactul fulgerător dintre o basculantă și un autoturism a fost surprins de o cameră de bord. Polițiștii cred că fie șoferul mașinii de mare tonaj a pierdut controlul volanului, fie un cauciuc a explodat și l-a trimis pe contrasens. Te avertizez că urmează imagini cu puternic impact emoțional. În înregistrarea care dă fiori, se observă cum într-o curbă ușoară de pe centura orașului Avrig, basculanta atinge un parapet. Mașina de mare tonaj, scăpată imediat de sub control, părăsește sensul de mers și ajunge într-o secundă pe contrasens. Primul șofer din coloana de pe sensul opus reușește în extremis să evite impactul. În schimb, a doua mașină, în care se aflau doi bărbați de 39 și 42 de ani, este izbită în plin. Camionul îi strivește pur și simplu pe pasageri, iar apoi sare de pe viaduct și pică 15 metri în gol. Conducătorul auto, care a surprins imaginile cu o cameră de bord, spune că și-a văzut moartea cu ochii. În fracțiunea aia de secundă, când a început să intre în balans camionul, că am observat că a luat parapetul, a intrat în balans și eu am început deja să frânez. M-am dat pe contrasens și am trecut printr-un nor de praf. Reacția rapidă i-a salvat viața. Bărbații din mașina strivită, doi muncitori care mergeau spre casă în județul Covasna, nu au avut nicio șansă. Șoferul dinaintea mea nu știu ce a apucat să facă, că n-am văzut nici stopuri din partea lui aprinse. Eram deja în paralel cu ei când l-a izbit. După ce m-am dat jos să văd dacă sunt în viață persoanele, din păcate decedate. Specialiștii în conducere defensivă spun că doar o minune i-ar fi putut salva. Cei nevinovați, din punctul meu de vedere, șanse de a face ceva în poziția respectivă a mașinii erau spre zero. N-aveau spațiu, n-aveau timp, adică cred că oricare dintre noi ar fost în poziția lor, ar fi sfârșit la fel. Anchetatorii cred că o cauză a tragediei ar putea fi explozia unei anvelope care a aruncat camionul în parapet. De aici a ricoșat incontrolabil pe contrasens. Nu mai poți face nimic, când îți explodează roata, e gata. Te duci unde te... E mai greu de controlat, așa e un de asta mare față de mașină. Sigur că e mai greu. Două mâini pe volan și distanța corectă de față de volan în cazul unei explozii poate să facă diferența, pentru că altfel volanul ți-l ia din mână și până prins tu și te redresezi, poate să întâmpla o astfel de nenorocire. Cea de-a doua variantă luată în calcul de polițiști este o clipă de neatenție a șoferului basculantei în vârstă de 67 de ani, care a decedat și el. Avea o experiență de peste 20 de ani în conducerea de vehicule grele. Tata nu a avut niciodată amenzi de circulație, nu a avut probleme de sănătate sau așa. Vizele medicale chiar au fost făcute recent. Chiar dacă România nu se mai află pe primul loc în topul accidentelor rutiere mortale în Uniunea Europeană, țara noastră continuă să înregistreze zilnic 12 evenimente rutiere grave. Doar anul trecut, peste 1500 de oameni și-au pierdut viața pe șoselele țării. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.